Iar astăzi am făcut, părinte, un clip pe care l-am postat pe contul meu despre ecumenism și despre această mișcare ecumenică care încearcă Așa. cumva să acapareze învățătura de credință ortodoxă, dar noi nădăjduim că credincioșii noștri adevărați se vor ține de treabă și vor rămâne în biserică fără să-și facă biserici pe cont propriu, că am mai văzut că se poartă foarte mult în rândul celor răzvrătiți de biserică. Dumnezeu, Biserică pentru sfântă biserică. Dumnezeu le așează pe toate. Treaba noastră nu este să cercetăm foarte mult nici căderile, nici ridicările altora. Cel mai bun dacă ar reuși să ne cercetăm pe noi înșine, așa ne spune Sfântul Apostol Pavel, să se cerceteze omul pe sine însuși. Și a zis, oamenii acum pleacă dintr-o biserică, își schimbă religia, se duc la cultele nu știu care, se duc în partea noi. Din ce cauză? Că ei cred că biserica lui Iisus Hristos a suferit vreo pată. Biserica lui Iisus Hristos n-are cum să suferi niciodată pete, pentru că ea este păzită prin Duhul Sfânt. Și atâta timp, pentru că totuși există în istorie și exemple de cădere, atâta timp cât în biserică, dar biserică, atenție, nu un ierarh sau un preot sau mai mulți ierarhi sau mai mulți preoți, în atâta timp cât biserica nu și-a schimbat mărturisirea de credință și nu mărturisește altă credință, atunci oamenii nu au de ce să le fie frică. În momentul în care se schimbă vreun articol din crez, atunci există o problemă. Noi deocamdată mărturisim așa. Cred într-una sfântă, sobornicească, apostolească, biserică. Lucru foarte interesant și lucru foarte important și lucru dumnezeiesc de altfel, este că Sfinții Părinți de la Sinodul I Ecumenic și de la Sinodul II Ecumenic și Sfinții Părinți de dinainte și chiar Sfinții Apostoli prin mărturisirea ortodoxă, prin mărturisirea de credință apostolică sau prin simbolul apostolic al credinței, ne-au pus la umbră. Ne-au pus așa la, ăsta cum spune, sub adăpost, de toate căderile slujitorilor bisericii. Că unii slujitori ai bisericii mai cred, că nu știu ce se întâmplă. Alți slujitori ai bisericii vor, vai, din aminte. E o existat întotdeauna dorința asta în biserica ortodoxă, dar și în biserica catolică, vai de mine, unirea cu orice preț. Unirea nu se face chiar cu orice preț. Ei, și atunci, din cauza acestei dorințe de unire neapărată, s-au mai făcut unele greșeli, s-au făcut unele derogări care nu trebuie să făcute și s-au făcut unele greșeli și unele îngăduințe care nu trebuie să îngăduite. Ați văzut acum și în ultimul timp, dacă tot am sărit peste tema noastră și dacă tot intrăm în Revenim. subiectul ăsta și revenim după aceea. În ultimul timp s-a scindat așa oarecum opinia publică și în ultima problemă cu schimbarea datei Paștelui, cu toate discuțiile care au fost legate de problema asta. Și oamenii au luat așa cam două puncte de vedere care oarecum s-au coagulat așa în două tabere. Tabăra intelectualilor, așa au zis tabăra intelectualilor, și cealaltă parte tabăra tradiționaliștilor. Și fiecare tabără, acum chiar să știți că am fost așa un picuț de râsul lumii, să o spunem așa, pe de-a dreptul. Au început dintr-o parte, dintr-o tabără și din cealaltă, să-și arunce fiecare săgeți ale, cum să spunem așa, care îl are pe Hristos mai mult. Ori tradiționalistul, ori omul intelectual și modernistul și modernul, omul zilei de astăzi. Și toți așa au început și chiar am observat așa, și din partea intelectualilor și din partea noastră, a celor tradiționali, s-au încercat așa, nu o discuție. Deci asta a fost supărarea mea, că nu a fost o discuție. A fost deja o dorință de a cuceri asta, cum îi spune, o parte din biserică sau de a avea putere prin punctul nostru de vedere asupra bisericii. Și am luat-o așa tot înainte și am început. Unii să căutăm slăbiciunile altora și vorbeau tradiționaliștii despre ăștia, despre intelectuali, că sunt niște căzuți, că sunt niște oameni care nu doresc altceva și nu văd altceva decât înnoirea, că sunt niște oameni de ultimă speță și că nu văd altceva decât intelectualismul lor, sau toate lucrurile genul ăsta. Pe partea cealaltă, mari intelectuali ai țării nu ne-au mai scos din înapoiați,
din oameni care nu avem nicio treabă cu studiu, din oameni care suntem învechiți, din oameni care am rămas în niște vechi obiceiuri pe care nu le înțelegem. Și uite așa, nici unii, nici alții nu au reușit să facă cu adevărat parte din Biserica lui Isus Hristos și din Biserica Ortodoxă Română în care are loc și cel care ține tradiția, și cel care dorește înnoirea, și superintelectualul, și superrugătorul, și omul foarte simplu. Aceeași valoare o au cu toții. Chiar Mântuitorul Iisus Hristos spune într-un loc din Sfânta Scriptură: te slăvesc pe tine, și aici trebuie să avem grijă noi care ne credem un picuț superior față de ceilalți, sau care ne credem lumină pentru ceilalți. Îi spunem așa, așa zice Mântuitorul: te slăvesc pe tine, Doamne al cerului și al pământului, că ai ascuns tainele tale de cele pricepuți și de cei deștepți și de cei pregătiți și le-ai descoperit copiilor, le-ai descoperit pruncilor. Da, Părinte, că așa a fost bunăvoința ta înaintea ta. Și aici e foarte interesant ca să înțelegem și noi, cei care ne credem păstrători ai tradiției și care vrem să eliminăm orice dorință de înnoire, pe de o parte, și ca să înțeleagă și ceilalți care să cred lumina ale lumii și intelectualitatea în stare pură, să înțelegem că pentru a face parte din Biserica lui Isus Hristos trebuie să căutăm starea de copil, de copil al lui Hristos în primul rând. Este foarte interesant de ce noi ortodoxii, pentru că numai ortodoxii practică botezul în adevărata lui valoare și în adevăratul lui spirit evanghelic, practică botezul copiilor. Iisus Hristos spune așa: cine nu mă primește pe mine și cine nu primește cuvântul meu asemenea unui copil, nu intră, nu vede împărăția lui Dumnezeu. Și după aceea Iisus Hristos spune: Doamne, de toți deștepții lumii ai ascuns tainele tale, și Sfântul Apostol Pavel spune: nu a binevoit Dumnezeu să descopere tainele sale celor înțelepți, ci a vrut să arate Dumnezeu nebună înțelepciunea acestei lumi și l-a descoperit nepricepuților și copiilor. Deci noi trebuie să vedem că această credință pe care noi o căutăm, această credință pe care noi o vrem, această credință pe care noi tot timpul o mărturisim sau credem că o mărturisim, foarte interesant, credem că o mărturisim, s-ar putea ca această credință noi nici măcar să nu o înțelegem. Să avem așa o idee despre ortodoxie care să funcționeze numai așa în mica noastră cămăruță. Adică aș face fiecare așa câte o idee despre ortodoxie, dar uită că ortodoxia, și aici intrăm un picuț în tema noastră, dacă ne permiteți, O să și uităm. spun, dacă mi-e Da. permiteți dumneavoastră, tema pe care o discutăm în seara asta se numește jertfa omului de fiecare zi și trăirea în rațiuni divine. Da. Vă ascult, Și Părinte. aici trebuie să vedem că în legătură cu această credință pe care noi o mărturisim exterior, trebuie să găsim argumentele și trebuie să găsim punctul de vedere al lui Dumnezeu. Să știți că Dumnezeu este sătul de oameni care s-au crezut mai presus de Iisus Hristos, crezând că slujesc lui Iisus Hristos. Adică ei s-au crezut mai presus de Iisus Hristos, dar în același timp ziceau că îl slujesc pe Iisus Hristos. Și aici înseamnă acea mijlocire despre care se vorbește, că unul singur este mijlocitorul. Adică noi trebuie să urmărim această credință a apostolilor. Această credință coborâtă din cer, care ni s-a descoperit prin profeți. Această credință pentru care au murit martirii. Această credință pentru care au trăit cuvioșii. Această credință în care s-au născut bunicii, străbunicii, moșii și strămoșii noștri, pentru că avem, nu că vai de mine, este foarte important să mori în credința în care te-ai născut, dar noi ortodoxi avem șansa să spunem că dacă murim ortodoxi, murim în credința Sfântului Apostol Andrei. Asta este șansa noastră. Și noi trebuie să știm cum o fructificăm și trebuie să știm cum expunem șansa asta. Și atunci, și cel care este intelectual desăvârșit,
și cel care se crede trăitor desăvârșit, și cel care se crede păstrător al tradițiilor în mod desăvârșit, și cel care se crede mărturisitor desăvârșit, trebuie să caute care este măsura jertfei lui în biserică. Aici este tema noastră. Jertfa lui în biserică și după aceea care mai sunt rațiunile lui Dumnezeu din biserică. Că nu îl deranjează pe Dumnezeu nici cum măsurăm noi timpul, nu îl deranjează pe Dumnezeu nici când îi numim noi ultraortodoxi sau extraortodoxi, când îi batem împotriva sinoadelor sau că astea noi care sunt Creta sau Anticreta, nu le interesează pe Dumnezeu nici lucrul ăsta. Și le interesează pe Dumnezeu dacă, plecând noi de la un punct pe care noi îl credem pozitiv, plecând noi de la un punct pe care îl credem bun, ajungem să facem o prostie. Și aici am să vă dau un exemplu. Există oameni care neapărat, neapărat, trebuie să lupte împotriva cuiva. Și asta e mai mult în tabăra noastră, să zicem, a superortodoxilor. Neapărat trebuie să lupte împotriva cuiva. Neapărat trebuie să arunce în iad pe cineva. Neapărat trebuie să anatematizeze pe cineva. Există așa o biserică, să vrea a fi o biserică ultracorectă, dar în declarații, nu în trăire. Noi trebuie să începem cu corectitudinea de la trăire, nu de la declarații. Marii mărturisitori ai adevărului în Biserica Ortodoxă au fost în primul rând mari trăitori. Noi acum, vai de mine, vai de noi și de mărturisirea noastră, că am văzut oameni care spuneau că trebuie să acționăm ca Sfântul Nicolae la Sinodul I Ecumenic. Adică oamenii mai erau în coleacă și credeau că dacă se apucă la bătaie de dragul credinței, ei sunt ca Sfântul Nicolae. Adică ajungem și la măsuri de genul acesta. Și noi trebuie să fim foarte atenți că Dumnezeu nu cred că dorește lucrul ăsta de la noi. Așa spune, să păstrăm unitatea în legătura păcii și în legătura adevărului. Adică aici trebuie să fim atenți. Nu pace cu orice preț. Lasă, bă, poate să zică oricine ce o zice, dar numai de dragul de a fi pace. Nu. Că Mântuitorul Iisus Hristos ne zice aici, am venit totuși să aduc sabie în lume și să despart pe tată, de fiu, pe mamă, de fiică, pe noră, de soacră lui și tot acela. Ce înseamnă lucrul ăsta? În momentul în care cineva este într-o greșeală, în momentul în care cineva este într-o eroare, să spune nu, hop, adică să face o delimitare, să face o tăiere și spunem. Și ce înseamnă această tăiere? Nu înseamnă că eu mă despart de omul respectiv. Nu. Ce înseamnă că eu separ din omul respectiv ce este eroare de ceea ce este bun. Asta înseamnă tăierea. Odată acum cineva la televizor, un nene istez din ăsta, care a zis, ia uitați care este fundamentul pentru toate războaiele din lume. Și a zis, însuși Iisus a zis, n-am venit să... Cred că s-a întrerupt puțin părintele, o să așteptăm să revină. Între timp, vă rog din suflet, haideți cu tap-tapuri. Cât stați și l-ascultați pe părintele, dați în continuu tap-tapuri. Părintele o să revină cât mai repede, fără nicio problemă. Haideți cu toții, cu tap-tapuri și cu distribuiri, ca să ne adunăm cât mai mulți și să fim cât mai mulți. În această emisiune și, bineînțeles, în a doua parte a emisiunii vom lua și întrebările voastre, iar Părintele vă va răspunde. Iată că s-a întors, imediat va reurca alături de noi. Așa. Ne auzim perfect. Vă rog că toți cei care ne urmăriți, dați tap-tapuri și distribuiri în continuu, ca să creștem cât mai mult și să apărăm pe furiu. Vă rog, Părinte. Așa. Vorbeam despre faptul că în momentul în care noi ne credem
ultra-ortodoxi, s-ar putea să cădem într-o ultra-înșelare. Și, sau în momentul în care ne credem prea anti-ortodoxi, s-ar putea să cădem într-o altfel de înșelare. Și vorbeam despre domnul acesta care a postat pe pagina lui personală spunând: ia uitați care sunt de fapt, care este de fapt sursa tuturor războaielor din lume. Religia. Pentru că asta spune până și însuși Iisus Hristos recunoaște că El a venit pentru a aduce conflictul în lume. Și atunci El dă exemplu acelui citat ca să susțină teza lui, marea lui teză, cum că toate războaiele își găsesc rădăcina și sursa și obiectul în religia și în oamenii pentru că ei sunt religioși. Și spun, n-am venit să aduc pace în lume, ci să aduc sabie. Sabia aceasta așa este folosită. Ca noi să desfacem din ceea ce spune un om și să tăiem din ceea ce spune un om binele și răul. Și mai mult decât atât, sabia aceasta este una dătătoare de pace. Pentru că spune, nu arunci păcătosul din viața ta din cauza păcatului său. Nu. Ci ai grijă să tai cu sabia păcatul și să păstrezi păcătosul până când se îndreaptă. Așa spune, dacă și Sfântul Apostol Pavel, dacă este un om, îi spune femeii, dacă omul tău nu este credincios, dar vrea ca să fie cu tine, nu-l dă afară, păstrează lângă tine. Pentru că ce știi tu, femeie, dacă vei mântui pe bărbatul tău? Și aici avem o problemuță legată de ăsta, cum îi spune, de mântuirea și cum este ea văzută în partea acestor culte neoprotestante, pentru că uite ce spune Sfântul Apostol Pavel. Tu, femeie, îți vei mântui bărbatul tău. Este foarte interesant lucrul ăsta, ca să înțelegem ce înseamnă și un alt fel de mijlocire. Și după aceea îi spune și bărbatului: bărbate, dacă ai să ai o femeie necredincioasă, care totuși vrea ca să fie cu tine, nu o da la o parte din viața ta. Lasă-o pentru că este mama copiilor tăi. Lasă-o pentru că este soția ta. Lasă-o pentru că nu are patimi mari care opresc patimile acestea, care pot să oprească taina cununiei. Lasă-o. Pentru că ce știi tu, bărbate? Poate îți mântuiești femeia ta. Vedeți până unde se duce taina, dar dacă săracii nu există și nu au taină, atunci ei nu pot să înțeleagă ce înseamnă legătura asta de mijlocirea unui om pentru alt om în credință. Și asta înseamnă tăierea, și asta înseamnă sabia pe care o aduce Iisus Hristos. Și aici intrăm în jertfa pe care fiecare om trebuie să o facă. Pentru că despre asta vorbim, despre jertfa omului de zi cu zi. Părinte, Și mă jertfa. iertați că intervin o secundică, o să pun o imagine în locul meu, mă duc să-mi aduc un pix și o agendă, pentru că am văzut câteva comentarii, câteva întrebări pe care aș vrea să vi le adresez ulterior și probabil sunt oameni care nu pot urca încă în live aici, Da, pentru e foarte că... bună chestia asta și chiar vreau să vă spun. Adică ce întrebări găsiți dumneavoastră să le notați, pentru că probabil oamenii nu o să poată și o să răspundem pe parcurs de la dumneavoastră și mai evităm cu ocazia asta și intervențiile alea ciudate care le-am avut data trecută, cu să auzea muzică sau nu știu ce se mai auzea acolo. Da. Imediat mă duc să-mi caut o agendă și un pic și revin, dar dumneavoastră vă rog să continuați să vorbiți. Da, vă așteptăm, nu lipsiți mult. Nu, nu, nu. Vă rog. Vă rog și dumneavoastră să continuați, că vin imediat. Deci, în contextul în care vorbim noi despre această jertfa noastră de zi cu zi, trebuie să înțelegem, unu, că jertfa este făcută în fața lui Dumnezeu. Unu. După aceea, jertfa este făcută de dragul aproapelui nostru. Doi. Și jertfa este făcută de dragul întregii lumi. Părintele, adică de dragul întregii creații. Ați văzut că sunt oameni care iubesc foarte mult animalele, iubesc foarte mult natura, iubesc foarte mult râurile, iubesc foarte mult pământul și chiar luptă acum în ultimul timp pentru salvarea pământului, pentru salvarea animalelor, pentru salvarea întregii creații, pentru salvarea naturii. Ați văzut, noi am trecut de la exploatarea irațională
și de la exploatarea grosolană și de la exploatarea barbară a lumii în care trăim, pentru că noi așa credeam. Totul este făcut ca noi să consumăm. Totul este făcut și toate sunt făcute ca să mă simt eu bine ca om. Pot să vânez orice, pot să mănânc orice, pot să distrug orice, pot să forez orice, pot să exploatez mii și sute de mii și milioane de kilometri pătrați de pădure și pot să desfac pământul și să-l întorc și pot să caut, să distrug întregi ecosisteme ca să găsesc un simplu diamant. Am avut concepția asta nebună despre exploatarea lumii. Și acum oamenii și-au dat seama și-au trecut în zona aceasta în care, domnule, lumea trebuie salvată. Dar trebuie să avem grijă să nu facem o exagerare în punctul ăsta de vedere. Nu salvăm lumea de dragul lumii, ci salvăm lumea în legătură cu oamenii și cu Dumnezeu. Adică nu excludem pe om din lume, pentru că atunci nu avem de ce să mai salvăm lumea. Lumea o salvăm numai de dragul omului și numai în legătură cu omul. Altfel n-are de ce, n-are de ce, pentru ce să existe. Lumea și pământul o să existe și fără noi pe el. Adică el continuă să existe, dacă este să privim din punct de vedere strict științific. Deci este o eroare de gândire să lupți împotriva oamenilor de dragul pământului. Și mai ales este o atitudine care nu duce nicăieri. Pentru că întotdeauna oamenii o să fie două tabere, așa cum ați văzut și în tabăra asta cu schimbarea datei Paștelui. Au fost ultra-credincioșii, și care, băi, sub nicio formă noi ne închinăm la calendar, și au fost ultramoderniști care au spus, băi, nu contează calendarul, nu contează sfânta lumină, nu contează absolut nimic, nu contează tradiția, important este să măsurăm noi bine calea astrelor pe cer. Sunt două extreme. Oamenii niciodată nu știu, sau oamenii foarte greu găsesc calea de mijloc și calea de împăcare și calea de împăciuire și calea de discuții și calea de rezolvare. Foarte greu găsesc oamenii lucrul ăsta. Ei s-au obișnuit și noi acum vedem așa. Ei s-au obișnuit și suntem obișnuiți întotdeauna să ne vedem, chiar și în atitudinile astea de credință, ca dușmani unul pentru celălalt. Pentru că, din păcate, așa suntem construiți. Sau, din păcate, așa ne-am construit și nu reușim să vedem rațiunile lui Dumnezeu din noi, dar și din celălalt. Omul care este super tradițional nu reușește să vadă, băi, din ce cauze există deșteptul ăsta? Sau din ce cauze există omul ăsta care vrea înnoire? Și celălalt care vrea înnoirea cu orice preț, nu reușește să-și dea și el seama, băi, din ce cauze există omul ăsta care ține la tradiții și care ține la viața lui și care ține la felul în care s-a desfășurat viața de până acum. Este foarte greu să facem asta, cum îi spune, rezumatul vieții și este foarte greu să-L vedem pe Dumnezeu dincolo de toate problemele noastre. Vedeți, de exemplu, într-o căsnicie. Și există mama, tata, copiii, bunicii, rudele. Și în această căsnicie și în această familie trebuie să-L căutăm pe Dumnezeu, pentru că dacă nu-L căutăm pe Dumnezeu, niciodată nu o să ne putem împăca între noi toți. Întotdeauna o să fie diferențe de opinii. Că părinții unuia spune așa, că părinții celuilalt spune altfel. Copilul vrea altceva, părinții vor altceva. Și întotdeauna lupta asta dintre înnoire și tradiție, întotdeauna o să poarte la nesfârșit. Din păcate, noi trebuie să înțelegem că nu suntem noi miezul credinței. Și părerea noastră, a fiecăruia dintre noi, nu servește ca dogmă. Nu este părerea lui Dumnezeu. Foarte frumos ar fi, foarte frumos ar fi, dacă am reușit ca în fiecare problemă să ne gândim ce vrea Dumnezeu. Și dacă începem să ne gândim la ceea ce vrea Dumnezeu, putem să și facem ceea ce vrea Dumnezeu, dar aici intrăm într-o stare de jertfă, oleacă, într-o stare de sacrificiu. Pentru că ați văzut când afli părerea cuiva apropiat, dar la care ții, fără de care nu poți. De exemplu, un copil află părerea tatălui sau a mamei privire la o problemă. Sau soțul află că soția are o altă părere față de el.
Și atunci te doare pentru că trebuie să renunți la părerea ta sau să găsești un punct de mijloc. Și asta se face cu o anumită jertfă. Dar în același timp, jertfa asta aduce o curățire. Și noi cea mai mare curățire pe care trebuie să o facem în ziua de astăzi este curățirea de părerea personală. De ce credeți că în Ortodoxie biserica are cel mai mare cuvânt? Dar biserica, Sfântul Sinod, nu arhiereu cu tare, nu credinciosul cu tare, nu sfântul cu tare și nici măcar interpretarea felului în care îl înțelegem noi pe Iisus Hristos. Nici măcar lucrul ăsta. Sfântul Apostol Pavel spune în felul următor: biserica singură este stâlp și temelie adevărului. Și de aceea noi nu, vai de mine, că ținem noi la biserică din cauza că, vai de mine, iubim noi organizația asta care se cheamă Biserica Ortodoxă Română. Nu! Sfântul Apostol Pavel a spus, cine nu este în biserică, nu, Sfântul, nu Sfântul Apostol Pavel, Sfântul Ciprian al Cartaginei. Stai un picuț. Dă drumul un picuț la aer condiționat de acolo, îl bagă în priză de acolo, de jos. De jos, de jos, de jos. Da. Cine nu este în biserică, ce-a spus? Nu, ziceam să dea lumea tap-tapuri și distribuiri ca să ne adunăm cât mai Așa. mulți. Cine nu este în biserică, nu se află în mântuire. Și dacă vrem ca să vedem în ce fel să facem mântuirea, ne ducem la Sfântul Grigore Sinaitul care spune așa: este cu neputință ca un om să se facă rațional cu adevărat și să vadă rațiunile lui Dumnezeu, fără să se curățească, unu, și fără să se facă el nestricăcios cu trupul lui. Și aici spune, dar stai, părinte, cine este la nivelul ăsta? Sfântul. Sfântul este la nivelul ăsta. Sfântul este curat. Și Sfântul ajunge să fie nestricăcios cu trupul lui. Și aici, dar ce părere, ce importanță au lucrurile astea, să zicem, în biserică sau în familie? Păi au o foarte mare importanță. Pentru că Iisus Hristos se descoperă celor ce sunt curați cu inima, așa spune. Fericiți cei ce sunt curați cu inima. În momentul în care noi suntem curați cu inima, ne putem da cu părerea despre anumite lucruri. Că avem gândul lui Iisus Hristos. Spune Sfântul Apostol Pavel, o vorbă foarte interesantă. Nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Ei, de fiecare dată când ne dăm noi cu părerea asupra unui subiect, putem să băgăm mâna în foc că aia este părerea lui Iisus Hristos? Nu putem să băgăm mâna în foc pentru treaba asta. Și dacă nu putem să băgăm mâna în foc pentru treaba asta, de ce ne mai dăm cu părerea? Acum suferim ca societate că fiecare om spune absolut ce vrea sau absolut ce gândește el despre absolut orice subiect. Și ați văzut, acum nu mai există, pe vremea lui Ceaușescu exista un singur punct de vedere al omului suprem în stat, cum era el văzut în momentul respectiv. Și ăla era singurul punct de vedere și nimeni nu avea voie să-l contrazică, nimeni nu-l contrazicea, pentru că era frică. Nimeni nu era de acord, dar nimeni nu contrazicea. Acum ne-am dus la polul opus, adică răul care era atunci, l-am schimbat într-un alt rău. În sensul că acum fiecare om are câte un punct de vedere și sunt oameni și foarte pregătiți, și sunt oameni și foarte deștepți, și sunt oameni și care au un limbaj extraordinar și sunt oameni foarte cuceritori în discurs, dar care nu reușesc să ajungă la o unitate. Ați văzut că fiecare om se adună unul cu celălalt. Mulțumesc. Că fiecare om se adună unul cu celălalt. Sau își face câte o emisiune de unul singur. Și nu se mai adună oameni unii cu ceilalți și să se mai discute puncte de vedere diferite. Este o foarte mare problemă asta, chiar în societatea noastră laică. Când nu se mai discută puncte de vedere diferite și, de exemplu, nu se mai discută problemele esențiale ale societății, cum a fost și cea cu boala de mai înainte, gata, acolo nu exista discuții. Doamne ajută, erai ori pro, ori contra, dar fiecare împătrățica lui. Și pe de altă parte, iar acum nu mai există discuții și chiar cu problema asta care a fost mai înainte, cu schimbarea datei calendarului.
Și s-au întâlnit, oamenii se discute, nu. S-au folosit Facebook-ul asemenea unui teren de luptă, Corect. asemenea unui teren de tenis și fiecare arunca mingea unul în curtea celuilalt. Adică, sincer, un fel de bătaie de joc la adresa bisericii a fost chestia asta. Adică un fel de, băi, ce am ajuns noi să facem și unde am ajuns noi să purtăm discuția în ceea ce privește venirea Sfintei Lumini și sărbătorirea Paștilor. Și tot felul de căutau, cum zice Eminescu, Doamne, omul ăsta cât de bine l-a mai nimerit. Și o zice că în momentul în care cineva are ceva cu tine, începi să-ți caute șicane și mici scandale. Asta este. Scandalul este măsura dreptății noastre, adică eu am dreptate asupra altuia când demonstrez că l-au avut un scandal sau un păcat, știi? Cum zice Eminescu, toate micile păcate ce sunt într-un mod fatal legate de o țărână, de o mână de pământ. La asta am ajuns. Atâta știm noi să facem. Când nu are cineva sau când cred, când vedem ăla din fața mea și are punctul de vedere diferit față de al meu, întâi trebuie să-i caut păcatul lui, întâi trebuie să-i caut greșeala lui, întâi trebuie să-i caut cum pot să-l desfințez și după aceea gata, punctul meu de vedere rămâne în picioare. Cred că am ajuns într-un mod un pic deplasat și chiar un pic degradat al discursului. Și despre Dumnezeu, și despre nații, și despre educație, și despre apărare, și despre absolut orice. Nu mai există capacitatea asta de a discuta deschis. Toată lumea are câte o miză. Toată lumea vrea ca să afle câte ceva. Toată lumea vrea ca să fie implementat punctul lui de vedere. Era, de exemplu, un călugăr, Patericul ne vorbește despre un călugăr, care umbla din părinți în părinți și cerea sfat. El n-avea altă treabă decât să umble din părinți în părinți și să ceară sfat duhovnicesc. Și-a ajuns și la un părinte din ăsta care era mai experimentat și auzise de el că tot umbla dintr-unul în altul și rămânea numai cu sfaturile. Când o cerut sfat, era obiceiul ăsta, să te duci la părintele respectiv să pui o întrebare. Și dacă puneai o întrebare, arătai că ești interesat de fenomenul mântuirii, ești interesat de Dumnezeu, ești interesat de creștinism, ești interesat de viața de obște sau de viața de pustie. Și-a venit și el și-a cerut sfat. Și părintele a tăcut, nu a zis nimic. Vă dați seama ce umilință, adică și ce situație oarecum jenantă. Te întreabă cineva ceva într-un public larg și tu nu-i răspunzi nimic, taci din gură. Adică te uiți așa la el și nu-i zici nimica. Adică e o chestie din asta, un fel de film, știți? Și-a plecat omul ăla rușinat. Și-a întrebat ucenicii bătrânului, bătrâni, de-a venit părintele ăsta și ți-a pus o întrebare așa de frumoasă. Și s-a arătat așa de interesat de fenomenele de la noi, din pustie, și de viața de obște, și de Dumnezeu, și de toate celelalte. De ce nu i-ai răspuns lui și tuturor celorlalți care ți-au pus întrebări? Le-ai răspuns. Și au zis, pentru că ăsta este negustor de cuvinte. Pe el nu-l interesează Dumnezeu, pe el interesează informația. Și aici trebuie să fim foarte atenți, să ne curățim o leacă, pentru că asta zice și Sfântul Grigore Sinaitul. Băi, trebuie să ne curățim o lecuță mintea de toate înțelesurile astea. Noi am reușit să privim și să ne închinăm la un Dumnezeu mental, la un Dumnezeu al ideilor, la un Dumnezeu al ăsta, cum spune, al filozofiei, la un Dumnezeu al inteligenței, la un Dumnezeu al înțelepciunii. Și am uitat să ne închinăm la un Dumnezeu al vieții, care este foarte interesat de viața noastră, de ceea ce facem noi, de cum gândim noi, de cum ne raportăm noi, de cum ne comportăm noi, de ceea ce facem zi de zi. De faptul dacă îl avem pe Dumnezeu în inimile noastre, nu pe buzele noastre. Cum spune Dumnezeu către profeți, către profetul Isaia, mi se pare că. Poporul acesta mă cinstește numai cu buzele, dar cu inima este departe de mine. Degeaba mă cinstesc ei pe mine învățând cuvinte care nu sunt altceva decât porunci omenești. Și Iisus Hristos spune către
către căpetenii evreilor din vremea sa, spune așa: Băi, Moise, v-a dat legea asta pentru învârtoșarea inimii voastre. Dar la început nu a fost așa. Pentru nepriceperea voastră, pentru învârtoșarea inimii voastre, vi l-a dat Moise legământul ăsta. Dar voi ce ați făcut din legămintele astea? Voi ce ați făcut din legile astea pe care el vi le-a dat ca voi să aveți un fel de ajutor în relația între Dumnezeu și voi? Noi asta facem din Biserica Ortodoxă. Noi asta facem de cele mai multe ori din canoanele ortodoxe. Am început, este un păcat pe care îl observ, poate îl am și eu, poate îl are și... Dar am observat că alții au felul ăsta de a gândi, să transform canoanele Bisericii Ortodoxe și să te raportezi la ele exact cum se raportează protestanții la Scriptură. Corect. Și ele sunt folosite parcă împotriva ortodoxilor, canoanele. Se uită pentru ce sunt date acele canoane. Se uită pentru ce este dată această lege. Legea este dată pentru om și nu omul este făcut pentru lege. Deci noi trebuie să vedem canoanele alea cum împlinesc un om, nu cum îl despart pe un om de biserică, că așa ne pricepem toți să dăm anateme, ne pricepem toți să dăm blesteme, ne pricepem toți să dăm afară, ne pricepem toți. Cultura divorțului a intrat foarte adânc în Biserica Ortodoxă. Și în trăirea ortodoxă a intrat cultura aceasta a divorțului. Noi suntem într-o cultură a divorțului și într-o cultură a despărțirii, în care omul nu mai poate să stea lângă om. Și noi trebuie să vedem cum desfacem această cultură a divorțului din viața noastră. Nu să folosim un cuvânt din Scriptură ca să ne despartă, că atunci l-am folosit așa cum a folosit dracu porunca lui Dumnezeu. Că drăgușorul, când s-a dus la Eva, i-a zis, i-a folosit cuvintele lui Dumnezeu. Păi, dar oare ți-a spus Dumnezeu să nu faci așa? Ei, și atunci noi folosim în fel și în chip demonic cuvintele lui Dumnezeu ca să despărțim oameni de oameni și ca să creăm încă o biserică, încă o biserică, încă o schismă, încă o erezie, încă o grupare în care culmea toată lumea să crede că face binele. Dar Iisus Hristos, când a murit sau când se pregătea să moară, când a vorbit cu ucenicii lui, a zis ca toți aceștia să fie una, Doamne, ca toți aceștia să fie una, Tată, precum eu cu tine sunt una și ei să fie una. Și le-a mai zis, cine vrea să fie cel mai mare între voi. Nu a exclus Iisus Hristos dorința noastră de a fi mai mare. Eu că vreau să fiu mai mare decât tine. Nu exclus chestia asta. Băi, foarte bine că vrei să fii mai mare decât unul, decât altul. Dar cine vrea să fie mai mare dintre voi, ăla să fie slugă tuturor. Ăla să slujească tuturor. Și în momentul în care eu vin în împărăția mea, eu îl voi face pe ăla mai mare decât toți. Dar dacă vrei să fii mai mare, slujește, nu despărți. Dacă vrei să fii lumină oamenilor, unește oamenii, că oamenii se unesc și cresc în lumină. O floare crește la lumină. Nu poți să pui întuneric peste oameni și să spui, să îndemn la despărțire, să îndemn la dezbinare, să îndemn la desfacerea bisericii, să îndemn la tot felul de... Chiar nu mi-a plăcut deloc și mă așteptam mult mai mult de la un intelectual român, de la un intelectual de marcă, la un mare om al literei și un mare om al înțelesurilor și un mare om al rațiunii și un mare om al înțelepciunii și al textului. Un om al textului. Mă așteptam mult mai mult de la un... Cum să-ți închei tu un demers în Biserica Ortodoxă cuvintele? Și dacă vrea să fie cineva în comuniune cu noi, poate să vină după noi. Ori grecii, ori rușii, ori altcineva. Dacă au nevoie de comuniune, dacă nu, Doamne ajută! Nu avem cum să punem probleme din felul ăsta în biserică. Nu există. Deci trebuie să ne curățim un picuț de stricăciunile astea interioare ale noastre și de felul ăsta prea personal de a vedea biserica. Biserica înseamnă adunare sfântă. Adică nu există biserică numai prin mine.
Eu n-am cum să fac biserică. Și de asta spune, în momentul în care, de asta zice Sfântul Ciprian al Cartaginei, că fără ierarh nu există biserică. Nu că ierarhul este esența bisericii. Nu, Iisus Hristos este esența bisericii. Dar atâta timp cât o să renunțați la ideile voastre personale și o să aveți în biserică și ierarhul, și preotul, și diaconul, și credincioșii, și bărbatul, și femeia, atunci aveți biserică. Până atunci nu aveți biserică. Și după aceea spune Iisus Hristos, unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, acolo sunt și eu în mijlocul lor. Nu zice Iisus Hristos lui Petru, Petru, tu ești esența. Nu, ci îi spune Petre, mă iubești tu mai mult decât mă iubesc aceștia? O să avem acuși la pescuirea minunată, când o să fie duminică. Și zice Petru, Doamne, da, cum să nu te iubesc? El nu a înțeles întrebarea. Că Iisus Hristos l-a întrebat pe Petru după ce Petru s-a lepădat. Băi, Petre, nu mai spune că tu mă iubești mai mult decât aceștia și că tu vii cu mine până la moarte. Pentru că chiar în noaptea aceasta tu ai să te blestemi pe tine cum că nu mă cunoști pe mine. Ce vrea să ne arate Iisus Hristos aici? Că noi, în biserică, noi, în familie, noi, în societate, nu putem să facem de la noi jertfa și sacrificiu și să ne dăm seama de rațiunile și de gândurile și de voile lui Dumnezeu. Nu avem cum asta. Trebuie să mai ascultăm. Trebuie să ascultăm de ce zice biserica, trebuie să mai ascultăm de ce zice preotul, trebuie să mai ascultăm de ce zice credinciosul, trebuie să mai ascultăm de ce zice soțul, trebuie să mai ascultăm de ce zice soția. Și atunci, da, părinte, dar tot e numai ascultare? Da, totul este numai ascultare. Ascultarea pleacă în primul rând de la auzire. Noi nici măcar nu vrem să auzim ceea ce zice ăla. Lasă că știu, am trecut peste vorba și am și știut. Dar despre Iisus Hristos se spune, s-a făcut ascultător. El, Iisus Hristos, frate, s-a făcut ascultător. Dacă vă puteți da seama ce zice Iisus, Apostolul Pavel despre Iisus Hristos. El s-a făcut pe el însuși ascultător până la moarte. Și încă moarte pe cruce. Ei, dacă începem să înțelegem ascultarea asta, nu așa cum o înțeleg unii, bă, că biserica vrea să ne supună, că biserica și cel mai mare ierarh trebuie să facă ascultare. Dacă nu a făcut ascultare și nu și-a îndeplinit arhieria, că noi vedem pe ierarh ca pe șef, nu este așa. Dacă nu și-a făcut ascultarea și el nu începe ascultarea din nou de la cei mai mici, el desființează. Desființează biserica. Deci ierarhul ajunge în cel mai înalt punct al bisericii, pe care îl vedem noi, bă, că ăsta e episcop. Doar ca să înceapă din nou de jos slujirea tuturor și ascultarea față de toți și să unească, așa cum se spune, ca într-o galaxie să unească toate luminile din biserică și să meargă, El să le conducă și să meargă în continuare prin Iisus Hristos și El unește totul prin jertfa Lui, prin puterea Lui de ascultare, prin puterea Lui de înțelegere, dar nu prin puterea Lui personală, prin harul care este în El. Că așa ne zice și de asta e foarte greu de înțeles ortodoxia. Știți unde să putem să rezumăm ortodoxia? În ceea ce spune Sfântul Apostol Pavel. Spune așa Sfântul Apostol Pavel într-un loc. Că m-am muncit, mi-a dat Dumnezeu dar și har, că am muncit și că m-am chinuit și că m-am nevoit mai mult decât toți apostolii. Și după aceea, ca să ne arate că nu-i mândria în el, dar nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este în mine. Dar vedeți cum este ortodoxia? El spune, da, eu m-am muncit, dar harul m-a ajutat să muncesc. Nu cum spun în partea protestantă, numai grația, numai Scriptura, numai credința. Nu. Ci spune că eu m-am muncit și după aceea zice, dar nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este în mine. Adică nu excludem nici lucrarea omului, nu excludem nici ajutorul lui Dumnezeu. Și în momentul în care îndeplinim cu adevărat lucrarea lui Dumnezeu în biserică, atunci ne se pare că am făcut noi ceva pentru că noi ne-am pus în ascultarea lui Dumnezeu. Pentru că cea mai mare jertfă este cea a ascultării. O venit odată la Ava Panvo mai mulți călugări și voiau să-și arate și să-și verifice lucrarea din viață. Este un lucru foarte interesant pe care noi nu-l mai practicăm.
Adică să ne ducem la un preot, să ne ducem la un duhovnic și să întrebăm: Părinte, eu asta fac, e bine ceea ce fac? Noi nu mai practicăm verificarea asta pentru că deja credem că stăpânim toate și că știm ceea ce este bine. Și s-au dus călugării ăștia, trei sau patru câți erau acolo, la părintele Panvo. Ăsta era un om mare. Părintele Panvo ajunsese la o astfel de stăpânire de sine și la un astfel de discernământ, încât după toată viața lui, au zis așa, ca să vedem cam care este discernământul lui Panvo, lui Ava Panvo, Sfântului Panvo, care spune și el zice așa: Ori de câte ori am grăit în viața mea, nu m-am căit. Ei, cine poate să spune dintre noi că n-am scos un cuvânt pe care să nu-l regretăm? Ei, omul ăsta atâta stăpânire a minții sale avea și atâta stăpâni și atâta rugăciuni încât nu a vorbit niciodată ceva, ci să regrete că o a spus. Să poți să spui chestia asta după o viață, înseamnă că este o măsură. Și se duc acești călugări, știind din măsura a părintelui Panvo, să duc la el la pustie să-și verifice starea lor sufletească. Și spune: Părinte, uitați, eu mă ocup și eu mi-am ales ca metodă de nevoință și de desăvârșire postul și rugăciunea. Astea mi le-am ales. Și să știți că le-am dus până la o măsură cât de cât bună. Adică reușesc să-mi fac toate 7 laudele, reușesc să citesc la psaltire, reușesc să-mi fac canoanele, reușesc să zic Doamne Iisuse, reușesc să citesc din Scriptură și reușesc să mănânc o dată la 2 sau la 3 zile. Și tot lucrul ăsta cu ajutorul lui Dumnezeu. Păi, Părintele Pan voi spune, frate, bună nevoință ți-ai ales. Ai o măsură. Bravo, ai o măsură. O să vedem care este, să o spun la sfârșit. Dar este bun ce ți-ai ales. Vine alt călugăr și spune: Părinte, eu să știți că mi-am ales munca. Și tot ceea ce este și nevoința asta trupească, și fac și metanii, și fac și curățenii la frați, și ajut și pe celălalt, și unde văd că este ceva în neregulă, în grătină, acolo, peste tot mă duc și muncesc ca să fie bine fraților și ca să fie bine în obștea noastră. Lucrul ăsta mi l-am ales. Băi, bun, te jertfiesc pentru aproapele. Foarte bine ai făcut. Altul a zis că, părinte, eu mi-am ales milostenia și ajutorarea bolnavilor. Și unde văd că este un frate bolnav, mă duc și îl tămăduiesc și îi dau acolo ierburi, un ceai, ăsta cum îi spune, îl veghez pe ceasul, pe patul de moarte, toate lucrurile. Deci eu mi-am ales să fac milostenia și îngrijirea fraților bolnavi și a oamenilor care vin pe la noi prin mănăstire și sunt neputincioși. Păi bine, ți-ai ales și tu o măsură bună. Și după aceea vine și ultimul călugăr și spune, tu ce lucrare ți-ai ales, frate? Și la care el a spus, părinte, eu mi-am ales lucrarea ascultării. Și atunci au zis părintele Panvo, toți sunt buni, dar ăsta cel mai rapid se duce la desăvârșire. Toți sunt buni, dar ăsta este cel mai bun. De ce? Pentru că el, nefăcând ceea ce vrea, le face pe toate celelalte. E așa suntem și noi. De fiecare dată când ne alegem câte un lucru pe care îl vrem noi, într-o societate în care suntem, vedeți, unul vrea așa, chiar și în biserică, băi, vreau neapărat să se întâmple asta, că dacă nu se întâmplă, de acum gata, mă dau la umilit pe toți, mă dau la desființat pe toți. Sau în familie, bate omul cu mâna în masă, neapărat vreau să se întâmple asta, că eu sunt bărbatul în casă sau femeia. Nu, că dacă nu se întâmplă asta, nu mai ai liniște în casă. Ei, când spunem că un lucru trebuie să se întâmple pentru că așa vreau eu, automat excludem toate celelalte lucruri bune pe care am putea să le îndeplinim. Și nu înseamnă că lucrul pe care vrem noi este rău neapărat, dar nu este cel mai bun, unul, nu este cel mai bun și nu este cel mai potrivit pentru situația de atunci. Și aici intrăm și aici ne dăm seama ce înseamnă o leacă de jertfă, fiecare în viața noastră și ce avem de făcut, pentru că de jertfit ne putem jertfi de dragul celui de lângă noi și de dragul lui Dumnezeu în fiecare clipă. Și după aceea trebuie să, și după aceea, tot din lucrul ăsta înțelegi ce înseamnă și rațiunile lui Dumnezeu. Pentru că în momentul în care omul spune, băi, poate mă înșel, poate nu este chiar așa cum am gândit eu. Sau hai să văd, poate,
Hai măcar să înțeleg, să caut să înțeleg și ceea ce zice omul de lângă mine. Atunci omul și-a deschis un picuț mintea. Și când începe omul să-și deschidă un picuț mintea, atunci Dumnezeu intră. Știți cum se zice? Fă tu un singur pas spre Dumnezeu, că Dumnezeu după aceea face 100 spre tine. Dar trebuie făcut pasul ăsta spre Dumnezeu și el, și pasul ăsta poate fi făcut o leacă dacă zicem, păi poate nu am eu dreptate întru totul, poate nu sunt eu stâlp și temelia adevărului, poate n-ar trebui să am eu toate inițiativele, chiar dacă mă consider cel mai deștept, chiar dacă mă consider cel mai pregătit. Nu în asta stă biserica, nu în asta stă mântuirea, nu în asta stă bucuria vieții noastre. Dacă vă uitați la oamenii care sunt cei mai bucuroși și cei mai împliniți, care sunt? Patronii? Nu sunt patronii. De ce să nu fie patronul? Pentru că el tot timpul dă ordine. Toată lumea ascultă de patron. Cu toate astea, nu este el cel mai bucuros om. Dacă ne uităm la oamenii care sunt cei mai împliniți, ce sunt? Șefii de stat, președinții, dictatorii, generalii, oamenii care au toată puterea lumii, oamenii care sunt cei mai bogați din lume, oamenii de care ascultă toată lumea, oamenii de care spune da să trăiți, domn șef. Nu aia sunt cei mai. Omul care reușește să iasă din sine și să-l asculte pe celălalt, spune, da, domnule, hai facem și treaba asta. Hai să vedem cum rezolvăm. Hai măcar, este un cuvânt din Scriptură, din Cartea Psalmilor, care spune așa, căci cu arma bunăvoinței ne-ai încununat pe noi. Adică în momentul în care cineva vine cu o gândire, cu o idee, cu o dorință, să căutăm și noi o minimă deschidere față de omul respectiv. Dacă reușim să facem lucrul ăsta, atunci o să începem încet, încet să vedem cam cum gândește Dumnezeu, printr-un pic de răbdare. Așa zice Iisus Hristos, într-o răbdare a voastră vă veți câștiga sufletele voastre. De ce zice Iisus Hristos treaba asta? Și cu asta închem că deja s-au dus o oră de discuții și nu trebuie să plictisim oamenii acum pe duminică seara. De ce zice Iisus Hristos că în răbdarea voastră vă veți câștiga sufletele voastre? Domnule, nu lupta atât de mult pentru punctul tău de vedere. Lasă-l un pic să se așeze. Lasă un pic să-și dea și celălalt cu părerea. Lasă-l un pic să zică și pe ăla ce are de spus. Încearcă să-l asculți. Încearcă să te pui în locul omului care te contrazice. Să vezi și el ce trăiește. Și după aceea lasă-o așa. Lasă-o să se liniștească. Și iese și el din starea lui de dragi. Și ieși și tu din starea ta de dragi, că fiecare avem drăgușorii noștri. Nu este unul care să spună, vai de mine, eu sunt angelul lui Dumnezeu și de mine nu se atinge satana. Stai liniștit, când crezi că nu se atinge de tine, ești deja tot al lui. Și atunci dacă ieșim din starea noastră de demoni, e posibil, și dacă lăsăm pe om să se exprime și iasă și el din starea lui de demon, putem să atingem și o leacă de stare angelică. Adică îngerul din lângă noi ne spune, băi, are și el o bucățică de adevăr. Lasă-l lângă tine, cu bucățica lui de adevăr. Și după aceea îi dă și lui, dacă spune, de ce zice Iisus Hristos acolo? O să grămădiți cărbuni aprinși, dacă îi faceți bine ăla că vă face rău, grămădiți cărbuni aprinși în capul lui. Nu înseamnă că îi pârlim noi chelia. Nu, înseamnă că începi conștiința lui să lucreze. Bă, i-am dat rău omului ăsta. Și de acum gata, îl frige conștiința pe omul ăla și zice, dacă eu i-am dat rău și el mi-a dat bine, ce aș putea face în contextul ăsta? Asta înseamnă întoarcerea celeilalte feți. Nu înseamnă unul ți-a dat o palmă, întoarce tu că ești, că știi să primești palme. N-are nicio legătură una cu cealaltă. Unul ți-a făcut un rău, tu caută să-i faci un bine care să-l îndrepte pe el. Nu îl lăsa pe om să-ți mai facă ție încă un rău. Asta înseamnă că nu înțelegem nimic din Evanghelie, dacă credem că asta zicem. Mi-ai făcut odată în rău, bine, îți mai dau oportunitatea să mai faci un rău. Nu asta înseamnă. Și atunci când reușim să trecem peste punctul nostru de vedere, încet, încet răsare în noi gândul lui Dumnezeu. Că așa zice Iisus, așa zice Sfântul Apostol Pavel, dar noi avem gândul lui Iisus Hristos. Și dacă avem gândul lui Iisus Hristos, nu trebuie să fim oameni ai dezbinării. Și putem ierta câte o greșeală, și putem ierta câte o neînțelepciune, și putem ierta chiar și câte o reavoință. Dacă suntem și avem gândul lui Iisus Hristos. Și cu asta încheiem, că a zis Iisus Hristos, chiar când a fost alungat din ținutul dintr-o cetate
a tirului sau a Sidonului, ceva în genul ăsta. Mergea Iisus Hristos printr-o cetate și a vrut ca să intre acolo să le propovăduiască. Și a zis aceea, să pleci din hotarele noastre, n-ai ce căuta în hotarele noastre. Și atunci apostolul i-a zis, vrei să ne rugăm în momentul acesta să coboare foc din cer și să-i pârjolească cum i-a pârjolit pe Sodoma și pe Gomora? Și atunci, pentru că Iisus Hristos i-a dat mai înainte puterea de a propovădui, de a vindeca, de a face. Și omul cum s-a gândit să folosească puterea pe care o primește de la Iisus Hristos? Să desfințeze pe celălalt. Doamne, mi-ai dat putere, de acum îl desfințez pe ăsta. Și atunci Iisus Hristos o zice și cu asta încheiem. Fiți atenți și nu uitați fiii cărui duh sunteți. Suntem fii ai Duhului de pace, suntem fii ai Duhului de înțelegere, suntem fii ai Duhului de smerenie, că Iisus Hristos a zis, învățați la mine că smerit și blând cu inima. Și suntem fii ai Duhului de ascultare. Amin și Hristos a înviat. Mulțumim frumos, părinte, pentru expunerea asta superbă. Mi-am notat și eu foarte multe întrebări din chat. Am și câteva întrebări personale pe care abia aștept să vi le adresez și să văd răspunsul. Și prima întrebare, care cred că va acoperi o sferă mai largă a publicului nostru, este cum scăpăm de bolile acestea ale secolului în care trăim, și anume anxietate, depresie și multe alte boli de ordin mental și psihic, Și emoțional, sufletesc. sufletesc. Exact. Da. Acestea sunt boli care ne ating pe toți și sunt boli ale închiderii omului în sine. Sunt boli ale închiderii egoiste a omului. Și sunt boli ale care ne arată că omul nu mai are o altă nădejde decât în el însuși. Și în momentul în care persoana noastră este zdruncinată de o frică, de o teamă, de o grijă, de un necaz, de o boală, atunci pierde și toată nădejdea noastră. Să știți că la Sfântul Apostol Pavel se spune că începem prin credință în Dumnezeu. Asta e începutul. După aceea trebuie să ajungem la nădejdea în Dumnezeu. Că Dumnezeu stabilește, cum spune Iisus Hristos, îndrăzniți, eu am biruit lumea. Și niciun fir din capul vostru nu se va mișca și nu se va ascunde fără voia Tatălui meu celui ceresc. Asta este nădejdea. Și după aceea ajunge la dragostea lui Dumnezeu. Și dragostea lui Dumnezeu spune în felul următor. Doamne, pe oriunde am să trec, Tu ești lângă mine. Doamne, orice aș face, Tu trebuie să fii alături de mine și trebuie să mă întorci spre calea Ta. În ceea ce privește boala în sine și ieșirea din ea, să știți că ea se face și cu ajutorul de la Dumnezeu și cu ajutorul de la oameni. Și în primul rând trebuie să ne deschidem sufletește, dar atent față de lume. Retragerea în cazul acestor boli este mult mai gravă decât boala însăși. Și retragerea agravează toate aceste boli. Încet, încet trebuie să ne expunem față de lume, pentru că asta este boala, asta vrea să facă, să ne închidă, să ne retragă, ca apoi să ne poată stăpâni. Boala este ca un virus din acesta care caută să stăpânească toată conștiința noastră, bolile de genul ăsta. Și atunci noi nu trebuie să ne retragem, trebuie să facem, și este o luptă foarte grea și pentru oamenii care au depresie și care au atacuri de panică și toate celelalte, ferească Dumnezeu câte nu sunt. Și am văzut oameni care au suferit lucruri din asta și cunosc personal oameni care trec prin. Retragerea și închiderea este aliatul bolii. Noi trebuie să ne expunem treptat, încet, mai întâi față de oamenii care sunt apropiați nouă, să ne expunem într-un act de spovedanie sinceră, să ne expunem într-un act de părere de rău față de greșelile pe care le-am avut și cel mai frumos, să ne expunem în zona de rugăciune și de împărtășire cu trupul și cu sângele lui Iisus Hristos. Când ne-am împărtășit cu trupul și cu sângele Mântuitorului Iisus Hristos, atunci putem spune, Doamne, Tu ești în mine și eu sunt în Tine. De acum împreună mergem mai departe. Vă rog să ne recomandați și niște rugăciuni pe care le putem face noi, mirene, acasă, în cazuri de anxietate, depresie, atacuri de panică.
Chiar în momentul în care ne simțim rău, este foarte bine să facem câte o rugăciune scurtă și care ne concentrează. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul sau păcătoasa, să ziceți Împărate Ceresc, să ziceți Tatăl nostru care este rugăciunea către Tatăl cel Ceresc și după aceea când ne liniștim, seara putem face din Paraclisul Maicii Domnului, pentru că acolo se vorbește că tu ești ajutătoarea mea în întristare, în toate scârbile, în toate fricile, în toate bolile, în toate suferințele și după aceea un picuț din, într-o altă seară, un picuț din Îngerul Păzitor, care este invocarea puterii lui Dumnezeu prin Îngerul Păzitor chiar lângă noi. O altă întrebare și o altă problemă cu care societatea de astăzi se confruntă este violența domestică, părinte. Foarte multe Da. femei sunt agresate fizic, psihic, verbal de către Da. soții lor și Da. totodată vreau să stabilim puțin până unde sau care sunt regulile pe care biserica le pune atunci când vine vorba de această violență și dacă persoanele respective au voie să divorțeze sau nu în cazul în care există violență fizică. Să știți că dracul trebuie ucis din fașă. Exceptând situațiile în care partenerul de viață al cuiva este un picuț bolnăvior și începe din prima să intre, să bată, să trântească, atunci trebuie părăsit căminul, că nu aveți ce face, este pericol viața dumneavoastră, viața copiilor, sănătatea dumneavoastră interioară, sufletească, psihică. Deci, exceptând cazurile astea, acolo nu este nicio discuție. Când există violență din asta, omul nu se stăpânește, atunci gata, se părăsește, pentru că omul nu mai are discernământ. Ori este pe anumite substanțe, ori este pe anumite stări sufletești, ori este pe alcool sau pe ce mai poate fi omul, ci belele din astea și ce adicții din astea poate să mai aibă. Pe de altă parte, noi trebuie să urmărim și de ce am spus că demonul trebuie ucis din fașă. Starea de conflict de la ce pleacă? De la o discuție, de la o contrazicere, de la o supărare, de la o discuție inutilă pe un subiect care nu ne ajută absolut deloc. Și noi acolo trebuie să muncim cel mai mult, pentru că vă spun, 99% din cazuri sunt acestea, în care se pornește o discuție, în care se insistă pe niște subiecte care nu pot fi rezolvate prin discuții, nu pot fi rezolvate prin discuții, și atunci oamenii ajung la certuri de genul ăsta. Îi întreb, dar de ce v-ați certat? Păi, părinte, de la niște prostii. Ei, la prostiile astea trebuie să avem noi mare grijă. Nici nu se pune discuția atunci și nici nu se pune problema atunci când există s-o ajuns la violență fizică, fie de o parte, fie din cealaltă, dar trebuie să vedem și traseul până la această violență fizică. Și noi trebuie să fim foarte atenți. Așa spune aici că atenția este, sau discernământ, sau asta cum spune, privegherea minții este cel mai important lucru pe care poate să-l aibă un om. Să fie atent, băi, ăsta în ce stare este? Adică noi să ne gândim și la ce stare este omul de lângă noi. Dacă îi pui o întrebare unui om sau dacă vrei să rezolvi o problemă, cauți ca omul să fie într-o stare bună. Pentru că poți să rezolvi o problemă în 2 minute cu un om care este liniștit, care este odihnit, care este la locul lui. Și poți să stai ori în șir cu un om care este terminat, cu un om care este exasperat, cu un om care este stresat și el la sfârșit să spună nici măcar n-am înțeles ceea ce vrei să-mi spui. Trebuie să urmărim și escaladarea aceasta care se ajunge, până ajunge la violență, dar și violența în sine este de neacceptat. Și rugăciuni pentru reîntregirea familiei sau pentru pacea în familie. Câteva, că vreau Acoperământul să, ca Maicii la Domnului. fiecare problemuță în parte, să dăm și o soluție duhovnicească. Acoperământul Maicii Domnului, în special cu toate problemuțele care sunt în familie, acoperământul Maicii Domnului. Spovediți și luați și pus ulei de la Sfântul Maslu în mâncare și zis Împărate Cerești și Doamne Iisuse minte, dar în special acoperământul Maicii Domnului, care este liniștirea casei noastre. Și marea atenție, mare atenție. Să căutați și să căutăm să ghicim starea sufletească a omului de lângă noi. Și atunci vom ști exact cum avem de lucrat. Și asta trebuie să o faceți în toate domeniile. Dacă știm cum spune, vorba dulce, mult aduce. Trecea Sfântul Macarie cel Mare prin pustie și ucenicul lui a trecut înainte de el.
Și ucenicul s-a întâlnit cu un preot din ăsta idolatru și a zis: înșelatule, demonizatule, ce ai făcut? Tu nici nu știi cui slujești. Și preotul ăla idolesc i-a tras o bătaie, aproape l-a omorât pe ucenic. Și a trecut și Macarie, că a văzut că nu mai vine ucenicul. Și a trecut pe lângă preotul ăla idolesc și a zis: mântuiește-te, mântuiește-te nevoitorule, mântuiește-te în nevoința ta. Și atunci ăsta a zis: de ce mi-ai zis tu vorba asta bună? Păi pentru sincer, ca să spun, ți-am zis vorba asta bună că am văzut că tu te nevoiești, dar nevoința ta este o leacă fără rost că nu știi adevărul. Dar pentru că am văzut că totuși are sârguință, ți-am urat mântuire și găsirea lui Dumnezeu. Pentru cuvântul ăsta, eu astăzi mă fac creștin și călugăr. Pentru cuvântul ăsta. Foarte important. Dar ca să-ți spun, o trecut ucenicul tău sau o trecut unul de aici mai înainte și m-a înjurat și m-a jignit și mi-a înjurat zeii mei și l-am dat o bătaie soră cu moarte. M-am gândit eu că a făcut, o zis Sfântul Macarie, m-am gândit eu că a făcut vreo neghiobie, ceva sau s-a întâmplat ceva cu el prin pustie, pentru că nu a venit la vreme, la ceasul de rugăciune și la masă. Și l-a câștigat printr-o vorbă bună pe ăla care era închinător la idol. Și când au auzit ceilalți închinători că preotul lor, idolatru, s-a făcut călugăr, și de la ei au venit și au făcut o întreagă obște. Ce înseamnă un cuvânt bun? Ce înseamnă? Și după aceea, gata, se poate rezolva totul printr-un simplu cuvânt bun. Se poate desamorsa totul. O altă întrebare foarte stringentă care a împărțit lumea în mai multe tabere și care a băgat în spaimă pe foarte mulți oameni este legea aceasta a prevenției separării copiilor de familii. O lege care, pe care mulți n-au înțeles-o sau n-au înțeles-o cum trebuie și aș vrea să ne spuneți puțin cum ar trebui din punct de vedere ortodox, duhovnicește, creștin să privim această lege despre care s-a tot discutat. Noi trebuie să înțelegem și trebuie să fim atenți aici. Cum jucăm noi cartea asta a democrației? Votul ăsta trebuie dat, dar trebuie și foarte mare atenție atunci când îl dați. Eu n-am treabă, nu votez pentru că nu vreau să influențez sub nicio formă votul cuiva. Și nu am să spun niciodată, și nu am să spun niciodată, votați cu omul respectiv sau votați împotriva omului respectiv. Dar întotdeauna a existat o luptă între puterea statului, ca să o spunem, și legile pe care le dă statul, și puterea oamenilor. Și felul în care oamenii vor să-și trăiască viața. Câteodată oamenii au fost ei mai bine reprezentați și altădată a fost statul mai bine reprezentat. Dar întotdeauna să știți că există o luptă de genul ăsta. Am văzut unele exagerări cu legi de genul ăsta, de exemplu, în Norvegia. Știm cu toții cazurile și am auzit cu toții cazurile. Am văzut chiar și în Marea Britanie o familie care chiar o plecat de acolo, avea 4 copii și se putea invoca absolut orice ca 2 sau 3 copii de acolo să fie luați și să rămână familia respectivă cu un singur copil care era peste 16 ani. Noi trebuie să fim foarte atenți la legi de genul acesta. Nu, cred că legea este, se dorește a fi bună și cred că este făcută cu bune intenții, dar orice lucru care nu este bine specificat și care nu are trasate foarte clare niște cadre legale. Băi, acolo unde este copilul abuzat, acolo unde este copilul terorizat, acolo unde a fost copilul maltratat, acolo unde copilul nu are mijloace de trai, acolo intervine statul, dar nu luându-l statul, ci ajutând statul. Cum ajuți tu un copil dacă l-ai luat de acolo, din zona respectivă, să spunem, care este un picuț defavorizată sau care nu are toate mijloacele de subzistență și l-ai dus într-un centru de plasament? Păi l-ai nenorocit. E, acum înțeleg că sunt și persoane, sunt și familii în care situația este chiar urâțică. Adică părinții sunt cu tot felul de vicii, cu tot felul de probleme, copiii sunt trimiși și sunt exploatați prin cerșătorie sau prin traficul ăsta de persoane. Adică există și problema asta. Noi nu trebuie să privim, vai de mine, suntem stăpânile. Există și trebuie să existe și metode de intervenție a statului în familie, dar și metode de putere a familiei în fața statului. Și atunci lucrurile astea trebuiesc echilibrate. Și văzute cam fiecare
politică, de exemplu, ăștia care sunt un picuț mai noi și mai moderniști, chiar s-au formulat un fel de expresie de genul ăsta. Copilul nu aparține părinților, aparține statului. Păi, stai un pic. Stai un pic că nu l-a făcut statul. Corect. Stai un pic că nu l-a purtat statul în pântece. Stai un picuț că ăsta, cum zice, deocamdată nu facem oamenii în neprubetă. Și chiar când facem oamenii în neprubetă și când facem oamenii în laborator, oamenii aparțin acelor oameni care au donat celulele alea. Statul nu poate da viață. Noi trebuie să înțelegem lucrul ăsta. Dar pe de altă parte, statul poate să intervină acolo unde sunt abuzuri. Și aici trebuie să fie foarte bine stabilite lucrurile. Statul nu intervine oriunde și nu bagă poliția peste oricine. Că și doar și polițiștii, ea sunt copii ai unor oameni și la rândul lor au și ei copii. Și așa cum nu putem folosi oamenii împotriva oamenilor din cauza că am dat o lege. Cam aici trebuie să vedem unde ne plasăm cu tot felul de legi în astea care îngrădesc libertatea oamenilor sau care dau prea multă libertate oamenilor. Este și o extremă și cealaltă. Bun, părinte, acum vreau să discutăm puțin despre problema neascultării. Exact ce am discutat și în seara aceasta, dar pe o dintr-o perspectivă, adică vreau să-i facem pe oameni să înțeleagă cam cât de importantă este ascultarea preoților de ierarhii de care aparțin. Și am să vă explic și de ce. Pentru că a fost de curând în media, nu în media, în spațiu online, un preot care a fost oprit de la slujire o perioadă de timp, de vreun an și Da. ceva, doi, i s-a dat Așa. posibilitatea să se reabiliteze, să se căiască pentru ceea ce a făcut, nu a Doamne făcut-o ajută, din opțiunea lui. contră, numai puțin, părinte, vă rog, ca să puteți să înțelegeți exact ce vreau să zic, nu a Da. făcut-o din contră și la un moment dat a venit catereziserea. În primul și primul rând, vreau să le explicați oamenilor, tuturor celor care ne urmăresc. 1. Cum să facem diferența între un preot real și un preot fals pe rețelele de socializare? 2. Care este ce se întâmplă când un preot este oprit de la slujire? 3. Ce se întâmplă când un preot este caterisit? Și 4. Aș vrea să vă întreb, pentru că tot acești preoți au și ei grupările lor de ucenici care îi susțin. Da. Ce se întâmplă cu acești mireni rătăciți și ei alături de păstorul lor, care denigrează public atât preoții Bisericii Ortodoxe, cât și ierarhii, până la Părintele Patriarh? Cred că sunt prea multe întrebări, dar vi le Da. reamintesc dacă vreți. Și pentru că sunt multe întrebări, am să merg la esența lor. Ca să Vă nu rog. intrăm în zona, ca să nu intrăm în zona de canonic, pentru că oamenii nu vor înțelege de. Nu. Vreau doar așa să le explicați oamenilor, Da, pentru da, că da, da. mulți nu știu ce înseamnă când un preot este oprit de la slujire. Pentru că Am acest înțeles. preot de care eu vorbesc și nu vreau să-i dau numele, a Da, continuat să nu. slujească și să-și facă practic o biserică pe persoană fizică. Da. Înțeleg și speța, înțeleg și problema, nu este prima și nu este ultima. Acum vreau ca să vă spun un lucru care poate o să vă frapeze, care poate o să vă deranjeze. În orice discurs al unui om putem găsi ceva bun. În absolut orice discurs. Chiar și a unui preot care a fost caterisit. Chiar și a unui preot care poate are ceva bun de spus. Corect. Însă, trebuie să fim foarte atenți la oamenii sau la discursul care ne desparte de biserică. Noi acum avem tendința asta. Nici mie nu-mi convine de ierarhul cu tare. Nu știu, nu dau niciun nume. Poate am o părere, nu știu, nu-mi place de el. Dar în biserică, sau poate nu-mi place de credinciosul cu tare, am eu așa o preferință. Dar în biserică nu poate fi vorba despre așa ceva, pentru că în biserică îl vedem pe Iisus Hristos din toți oamenii. Și numai totalitatea oamenilor și totalitatea credincioșilor poate să formeze și formează trupul întreg al lui Iisus Hristos. Și de asta, în momentul în care noi greșim împotriva bisericii, nu greșim împotriva patriarhului, nu greșim împotriva BOR-ului, nu greșim împotriva nu știu cărui ierarh. Nu, greșim împotriva trupului lui
Iisus Hristos. Și de asta este imposibil pentru un preot să-și facă propria lui grupare. În zonele protestante este posibil. Pentru că acolo nici nu există efectiv biserica. Efectiv, ea nu împărtășește biserica absolut nimic, nicio taină, niciun har. În momentul în care vorbim despre cateresirea unui preot, noi nu trebuie să ne gândim la cateresire. Trebuie să ne gândim la de unde și-a luat el puterea. El de unde este preot? Pot eu să mă fac preot pe mine? Spune Sfântul Apostol Pavel, nimeni nu-și ia cinstea aceasta. Nimeni nu-și ia cinstea aceasta. Deci eu nu pot să mă fac eu preot. Asta nu înseamnă că, vai de mine, eu îl divinizez pe arhiereul meu, ci eu văd harul arhieriei care trebuie să lucreze în biserică. Pentru că biserica nu este completă, nu fără arhiereu cu tare, fără harul arhieriei. Și de aceea, săracii oameni care fac liturghii fără să pomenească vreun arhiereu, au o foarte mare problemă. Că se spune după ce s-au prefăcut Sfintele Taine, întâi pomenește, Doamne, pe arhiereu ocutare, pe care, atenție, nu-l divinizăm arhiereu, pe care să-l dăruiești bisericilor tale, în pace, întreg, cinstit, sănătos, înțelept, îndelungat în zile, făcând ce? Bine învățând cuvântul adevărului tău. Adică noi putem verifica o credința personală a arhiereului. Și putem și să vorbim despre ea. Aici se înșeală cu tare, dar el din punct de vedere personal, dar harul lui Iisus Hristos care este în arhiereul respectiv, noi nu avem voie să-l denigrăm, că așa se spune. Iisus Hristos, deși era arhiereul Caiafa sau în acel interogat, deși era în înșelare, când a zis arhiereul, te jur pe numele lui Dumnezeu celui viu, atunci Iisus Hristos a mărturisit, da, eu sunt Hristos. În momentul ăla, deși era moarte asupra lui, pentru că a jurat arhiereul. Și noi trebuie să fim foarte atenți ce facem cu arhieria asta. Nu că, vai de mine, respect-o pe arhiereu, că se îmbracă nu știu cum, că oamenii acum denigrează umanul, dar ei nu văd harul. Ei nu văd lucrarea harului. Și de asta, fie că mie îmi convine de un arhiereu sau fie că nu-mi convine deloc de un arhiereu, nu am voie să vorbesc împotriva harului arhieriei. Și dacă există vreo problemă de credință sau dacă există vreo problemă personală, eu pot să spun, uite, aici este o greșeală, aici consider că este o greșeală și discuția se face, nu este nicio problemă. Dar nu am cum să fac eu despărțirea de arhiereu când mă despart de arhieria lui Iisus Hristos. Aici noi trebuie să înțelegem. Nu am cum să mă despart eu de preotul cutare când mă despart de preoția lui Iisus Hristos și de harul preoțesc care i s-a dat acelui preot care i s-a spus prin punerea mâinilor tu dezlegi și legi păcatele oamenilor. Și ce legi aici e legat în cerul și ce dezlegi aici e dezlegat în cerul. Despre asta este problema. Despre asta este vorba, despre preoția și arhieria lui Iisus Hristos. Nu despre arhiereu X sau arhiereu cutare. Nu mă interesează lucrul ăsta, persoana arhiereului. Harul arhiereului. Aici noi trebuie să știm. În momentul în care am desființat arhieria, am desființat biserica. De asta zice Sfântul Ciprian. Fără episcop nu există biserică. Fără preot nu există biserică. Când nu ai ce este o simplă adunare, cum este la protestanți, adunarea cu tare. Atât o adunare s-au adunat niște oameni. Nu există harul lui Dumnezeu prin lucrarea unei preoții acolo. Nu se lucrează nimic, nu se preface nimic, nu se împărtășește nicio har, se ține o predică și Doamne ajută, oamenii merg acasă. Și în momentul în care un preot lucrează și face, ai nici măcar nu este liturghie, este un spectacol. Ferească Dumnezeu, mai mult nici nu am voie să vorbesc, adică pentru că vorbesc cu păcat. La harul preoțesc nu poate fi pus sub ăsta cum îi spune, pe persoană fizică. Noi trebuie să avem grijă chiar și Sfinții Părinți, când au fost, de exemplu, când au fost oprit Părintele Arsenie Boca, gata, nu mai slujit. Când au fost oprit Părintele Irinei Lăcătușu, gata, nu mai slujit. Pentru că nu că respecta el decizia Patriarhului Cutare, nu. Arhiereu a zis, gata, tu aici nu slujești. Și mai departe, decizia Arhiereului a fost judecată sau s-a văzut dacă este bună sau rea.
Dar noi aici trebuie să avem grijă. Și mai mult decât atât, trebuie să avem grijă să nu se ajungă la locul respectiv. Pentru că harul preoțesc, cum zice Doamne, zice, este o taină. Este primită de la Dumnezeu prin punerea mâinilor arhiereului. Și noi asta trebuie să înțelegem. Am desființat preoția, am desființat biserica. Am desființat biserica, l-am scuipat și l-am trădat pe Iisus Hristos. Despre asta este problema. În momentul în care preotul este caterisit, mai are voie să slujească, să facă sfintele taine? Nu. Nu. Bun, și încă o Și întrebare. pentru caterisire, și atenție, pentru caterisire, nu se exprimă numai arhiereu. Și aici este foarte interesant. Pentru că biserica o zice, băi, hai, poate arhiereu are o problemă cu preotul respectiv. Dar arhiereu, un singur arhiereu are putere numai să oprească de la slujbă, doar întregul Sfântul Sinod semnează caterisirea. Atât. Și caterisirea se face prin Sfântul Sinod, prin decizia Sfântului Sinod. Omul acesta este caterisit. Atât. Ca nu care cumva să fie decizia unui arhiereu sau să zicem, vai de mine că e problema personală a unui om. Da, Da. și o altă întrebare legată de tema asta și apoi trecem mai departe, este dacă preotul respectiv, la judecată, va da, să zicem că un preot este cateresit, după moartea lui, la judecată va da socoteală în fața lui Dumnezeu ca mirean sau ca preot, dacă este cateresit? Harul preoției nu poate fi luat niciodată de la un om, însă el este oprit din lucrare. El este oprit. El este un preot înaintea lui Dumnezeu care o săvârșit păcatul de a nu mai asculta de arhieria lui Iisus Hristos. Harul nu se poate lua de la cineva, că nu poți să iei botezul. Corect. Înțelegi? Deci botezul de asta nu se repetă, nu poate fi luat de la cineva, că sunt săracii problemuți din ăștia care repetă botezul. N-ai voie să repezi botezul, că nu există ceva care să ia botezul. Ăla nu-l pierzi niciodată. Harul preoției nu-l pierzi niciodată. Însă, el poate deveni nelucrător. Și asta face Sfântul Sinod. Tu nu mai ai dreptul să-ți lucrezi harul preoției, frate preot. Până când ajungi ori la îndreptare, sau până când ajungi la ispășirea păcatului respectiv, ce ai făcut, fiecare ce problemă are, Dumnezeu să ierte pe fiecare, nu mă fac judecător ai oamenilor. Însă, el acolo, orice preot, eu sau oricare altul, ar ferească Dumnezeu a ajuns la zona de caterisire, o să fie judecat de Iisus Hristos față de ascultarea pe care o dat-o sau nu o dat-o față de harul lui Iisus Hristos. Bun, părinte, mai am trei întrebări și vă las. O întrebare am văzut-o de pe chat, este a unei doamne care vă întreba ce rugăciuni să citească pentru a rămâne însărcinată. Este o altă problemă cu care foarte multe cupluri se Da. confruntă în ziua de astăzi. Da, cu tot felul de alimentație și cu tot felul de euri și cu tot felul de stresuri și Stres. săraci oameni muncesc 12 ore și 10 ore la servici. Și eu nu știu, nu că dispoziția de a face, capacitatea trupească și mentală și sufletească de a mai zămisli. Deci trebuie, într-adevăr, mamele sunt niște eroine în societatea actuală, pentru că ele trebuie să treacă prin foarte multe și restricții și prin foarte multe stigmate din astea sociale, ca ele să zămislească și ele să ducă un copil. Societatea nu ajută absolut deloc maternitatea și maternul și ceea ce înseamnă calitatea de mamă. Și mama este văzută așa, aia o rămas și asta însărcinată. Este o cinste extraordinară, nu putem mulțumi oamenilor și societatea o să se lovească de această problemă. Noi credem acum, vai de mine, că e hiperpopulare. De la hiperpopulare, imediat să ajunge la deficit demografic, fără nicio problemă în 50 de ani, nu întâlnești om pe kilometru pătrat și cele care vor să zămislească, să citească Acatistul Sfinților Ioachim și Ana și Acatistul Sfântului Ioan Botezătorul și Acatistul Sfinților Arhanghel Mihail și Gabriel. Toți sunt legați de aspectul de zămislire. Toate aceste persoane și de asta ele sunt puse în ortodoxie și chiar Acatistul Bunei Vestiri, Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, Pururea Fecioară, Maică Pururea Fecioară, toate sunt legate de aspectele acestea de zămislire. Și de asta părinții duhovnicii mai vechi și cei de la
Psihăstria și cei din Bucovina și toți ceilalți au făcut o tradiție din aceste acatiste a sfinților care sunt legați de aspectul acesta, de maternitate, de zămislire, de dorința de a procrea. Da, și ultimele două întrebări, părinte, Da. cum depășim adicțiile, adică dependența de droguri, alcool, tutun, Jocuri de noroc și jocuri de toate noroc? celelalte. Da. Pas cu pas. La jocurile de noroc, să știți că este foarte greu. La jocurile de noroc este aproape la fel de greu ca la droguri. Și acolo se intră într-o zonă de dezintoxicare un picuț violentă. Și la jocurile de noroc și la adicție, și la adicția asta de droguri. Acolo nu poți să spui că mă droghez un picuț și după aceea nu, acolo nu există, pentru că când te-ai apucat, te-ai dus ca în prăpastie. Când ai intrat în sala de jocuri, te-ai dus ca în prăpastie, te-ai autodistrus, îți distrugi familia, îți vinzi casa, îți vinzi toate celelalte. Acolo trebuie interzicere totală, dublată de o viață de rugăciune și de Sfântul Maslu mers făcut la, acolo, cum îi spune, la unde se face, la fiecare mănăstire, la fiecare biserică de mir și împărtășit. Pentru că plăcerea pe care omul o primește de la aceste patimi, de la aceste plăceri, de la aceste tot felul de, astea cum se spune, de accesorii sociale de a întreține fericirea oamenilor, de la aceste fericiri mincinoase, plăcerea asta pe care omul o primește acolo, trebuie acoperită de o plăcere sufletească și de o viață sufletească. Și atunci omul trebuie să se roage din tot inima, din toată inima, din tot sufletul, din tot cugetul său: Doamne, scapă-mă că mor. Exact cum spunea Sfântul Apostol Pavel: Doamne, scapă Petru, când s-a afundat acolo: Doamne, scapă-mă. Și o să zic: pentru ce te-ai îndoit puțin, credinciosule? De ce n-ai întins mâna? De ce nu m-ai chemat? Când lângă tine sunt. În ceea ce privește tutunul, acolo este un picuț mai greu, dar este pe de o parte și mai greu, pe de o parte și mai ușor. Tutunul sau alcoolul ne prostește pe noi, pe toți care suntem, fiecare treptat, treptat. Adică astăzi bem un picuț, jumătate de pahar, mâine ne obișnuim să bem câte un pahar, poi mâine două pahare, că nu se întâmplă nimica, răspoi mâine trei pahare și după aceea deodată ne trezim că suntem în pragul alcoolismului. Oamenii care au problemă cu fumatul, tot așa încep. Lasă o țigară că nu e nicio problemă, lasă a doua țigară că nu e nicio problemă, lasă 10 țigări că nu e nicio problemă și ajungi la două pachete de țigări pe zi. Și când faceți, mă, vedeți că mai are 5 ani de trăit și plămânul e terminat. Și aici se merge pe o dezintoxicare așa treptată. Adică omul se obișnuiește să bea un pahar la prânz sau un pahar seara și așa încerc să duce, să chinuie toată ziua. Și după aceea, după o săptămână, două, trei, patru, cinci, el începe deja să nu mai simtă dorința paharului respectiv. Și după aceea bea jumătate de pahar, după aceea bea, am văzut niște oameni care au zis: părinte, nu puteam, tremuram. Și am pus un pahar de vin într-o sticlă cu apă. Și aveam numai gustul ăla de vin. Și am reușit așa, și acum gata. Dar după ce s-a terminat și s-a ajuns la starea de a nu mai bea, interzicere totală. Că nu ai, nu scapi. Interzicere totală. Și la fum la fel. Tot așa, treptat, treptat, până când pleacă nicotina din creier și când s-a ajuns la două, trei țigări, atunci se aruncă total. Dar întotdeauna cu rugăciune și cu o leacă de post. Și se reușește. La noi s-a luat curentul ca să fie totul bine. Nu știu în cât timp previne. Da. Mai aveți o întrebare atunci. Ultima întrebare, părinte, era legată de vaccin. Așa. Dacă este bine să ne vaccinăm sau dacă nu este bine să ne vaccinăm. Și cu întrebarea asta o să vă mulțumesc dumneavoastră în primul rând pentru prezență. Nu știu cât mă mai ține bateria telefonului. Totodată vreau să le spun tuturor că da, avem nevoie de foc și de căldură. Vreau să vă spun tuturor că această emisiune o puteți revedea mâine, începând cu ora 16 pe canalul de YouTube Calea spre Mântuire. Toate emisiunile pe care noi le facem live aici pe TikTok vor apărea a doua zi, începând cu ora 16 pe canalul de YouTube Calea spre Mântuire. Vă invit pe toți să intrați și acolo, pentru că acolo facem emisiuni live în fiecare seară de luni până în duminică cu preoți invitați, cei mai cunoscuți, cei mai iubiți și cei mai cool, cum îmi place mie să zic, preoți din România. Vă rog, părinte, Da. treaba cu vaccinul.
Da, acum să vă spun din experiență de 10 ani, noi întotdeauna, preoții pe care îi cunosc au îndemnat pe perioada pandemiei la prudență și la răbdare. Oamenii săraci atunci au fost bombardați cu tot felul de informații, cu tot felul de amenințări, cu tot s-a ajunsese efectiv la un fel de teroare în masă. Întotdeauna am răbdat, pentru că știți, dacă vorbeai atunci ceva despre chestia asta, gata, imediat erai desființat pe rețele sociale, erai desființat la televizor, ți se închidea contul de Facebook, toate celelalte. Era un fel de, așa, cum se spune, un fel de, un Panică! pic de accent. Scuze. Era un picuț așa, cum zice, că am pus pumnul în gură, ca să spunem așa. Și de asta noi întotdeauna, discret, am recomandat prudență, așteptare, liniștire, găsirea unui, dar atenție față de ceea ce înseamnă tratament și simptomele de boală. Trebuie întotdeauna și în orice problemă de genul ăsta să știți că adevărul este undeva la mijloc. Boala există, dar nu întotdeauna tratamentul cel mai bun este cel vehiculat și cel vândut și cel care este popularizat peste tot. Am întâlnit oameni, ca să vă spun din experiență, am întâlnit oameni care au acest vaccin, dar sunt tineri și n-au suferit cu nimic și n-au nicio problemă, au făcut mai multe doze și am întâlnit oameni care chiar au suferit și chiar au avut probleme mari. De aceea, recomand în continuare prudența și mai ales dacă este trecut de o vârstă și mai ales dacă oamenii știu că au niște boli și au, de exemplu, o moștenire genetică. Dacă ați avut oameni în viața familiei dumneavoastră care au avut diferite afecțiuni, și cardio, și de asta, cum îi spune, și pulmonare, și de genul ăsta de circulație, trebuie să tratați situația cu prudență. Cu prudență. Prudența este mama înțelepciunii. Și nu trebuie crezut chiar tot ceea ce se discută. Să știți că întotdeauna noi se spune la noi în Ortodoxie este vorba asta. Băi, mai interesează-te și care-i Sfântul înainte de a te închina. Ei, așa și dumneavoastră. Trupul este al dumneavoastră și nimeni, dacă este o lecție de învățat din tot ceea ce a însemnat pandemia, este că trebuie să afirmăm încă o dată. Ați văzut că așa în problema intervenției statului în familie. Trupul totuși este al meu. Dacă eu vreau să mă vaccinez, mă vaccinez. Dacă nu vreau să mă vaccinez, trebuie să arăt prudență. Nu pot să bagi mine să defilez. Bă, eu sunt nevaccinistul. Trebuie să arăt prudență și trebuie să arăt atenție față de ceea ce înseamnă tratarea bolilor, prevenția bolilor și împiedicarea răspândirii bolilor. Dar noi aici trebuie să avem grijă, în primul rând, la sănătatea noastră și la sănătatea celor din familia noastră. Pentru că, încă o dată, am găsit oameni care au suferit și am găsit și oameni care nu mai sunt, din păcate. Dumnezeu să ne lumineze pe toți și să înțelegem că suntem și stăpâni pe noi, dar în același timp că suntem și responsabili și răspunzători față de tot ceea ce este în jurul nostru și trebuie să fim și atenți. Nu putem să facem bravură, vai de mine, eu sunt sănătos, nu mai îmi pasă din nimeni. Iar pe de altă parte trebuie să înțelegem că totuși avem o normă de independență și de autonomie. Asta este foarte important. Așa e și cu problema cu legea asta privind intervenția statului în familie. Familia are independența, familia are puterea, familia are suverenitatea ei, dar sunt și familii care ajung cu independența și cu suveranitatea și cu puterea lor chiar împotriva copiilor lor. Și atunci statul trebuie să intervină. Dar intervenția asta trebuie foarte bine calculată și foarte bine precizată. Și noi trebuie să fim un picuț mai atenți în ceea ce înseamnă și viața noastră, și viața noastră morală, și viața noastră trupească. Mi-a părut foarte rău și noi trăim ca popor o dezamăgire totală în ceea ce înseamnă acel referendum pentru familie, care a fost atât de mult de demonizat și atât de mult de rău primit și vorbit în presă, încât s-au crezut că noi, vai de mine, trebuia să-l scăpăm pe domnul Dragnea din nu știu ce probleme legale pe care le avea el. Până acolo s-au ajuns. Și iată că acum plătim acele lucruri.
Plătim acea lipsa noastră de intervenții și plătim această lipsa noastră de hotărâri, care nu trebuia să fie interpretată și dusă împotriva persoanelor care au plăcerile lor. Nu ne interesează plăcerile oamenilor, dar ne interesează viața noastră socială și familială. Trebuie să înțelegem lucrurile astea. Cu un picuț de rugăciune și cu un picuț de ascultare față de ceea ce zice biserica. Nu preotul, nu arhiereu, nu credincios cu tare. Noi nu știm ceea ce zice biserica și asta e marele nostru neajuns. Dar cu un picuț de concentrare, cred că putem trece și prin cele mai grele încercări. Încercările pandemiilor, încercările bolilor, încercările războaielor și încercările astea de dorință de a stăpâni omul cu totul și cu totul. Dumnezeu să ne lumineze, Dumnezeu să ne așeze așa pe fiecare în matca Lui și întotdeauna credința în înviere că Hristos a înviat. Amin și Doamne ajută! Vă mulțumesc tare mult pentru prezență, părinte. Vă mulțumesc pentru răbdarea cu care ne-ați explicat atât de Cu multe drag, lucruri și cu drag. răspuns la întrebări. Pe final de intervenție aș vrea să le recomand tuturor, pentru că pe TikTok cultele acestea evanghelice propovăduiesc tot felul de Biblii și de scrieri, iar eu vreau să vă prezint Biblia Ortodoxă. În primul și în primul rând o recunoașteți foarte ușor după cruce. Mai nou și Bibliile neoprotestante, care au o traducere greșită pe alocuri, își pun și ele cruce, tocmai ca să inducă lumea în eroare, însă Am singurul văzut, am lucru. văzut, am văzut, am văzut și în unele, am văzut și în unele, am văzut și în unele capele, sau în unele capele, în unele case de adunare, că au început să apară Exact. semnul Sfintei Cruci. Deși eu cinstesc. De ce nu se crede în puterea Sfintei Cruci în modul ortodox, dar au început să apară pentru că citatele din Sfânta Scriptură care arată puterea Sfintei Cruci în care este numită crucea, puterea Dumnezeului celui viu, puterea Dumnezeului la Sfântul Apostol Pavel, lucrurile astea au început să fie popularizate, oamenii să audă de lucrurile acestea și să înceapă să înțeleagă și icoana, să înceapă să înțeleagă și crucea, să înceapă să înțeleagă și biserica și poate bunul Dumnezeu, prin lucrarea lui, o să reușească să facă ca toți oamenii să înțeleagă ce înseamnă cu adevărat trupul și sângele lui Iisus Hristos. Da, și voiam să vă zic că singurul lucru și cel mai bun prin care puteți verifica o Biblie care este ortodoxă, adică care are traducerea corectă direct din greacă, este că pe prima pagină, nu știu cât de bine se vede, Da. scrie tipărită cu binecuvântarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe. Acestea sunt Bibliile sinodale. Da, În alte ordini. asta este făcută binecuvântarea aceasta, cum m-ai întrebat unii. Din ce cauză este făcută binecuvântarea unor preoți asupra Scripturii? Păi ce, Scriptura se binecuvintează de la preoți sau preoții de la Scriptură? Sfântul Apostol Pavel spune așa: Biserica e stâlp și temelia adevărului. Că tu poți să înțelegi Scriptura cum vrei tu. Eu înțeleg Scriptura și greșesc. Tu citești Scriptura și o înțelegi cum vrei tu și greșești. Numai biserica este infailibilă. Aici catolicismul greșește că spune că papa, o persoană, este infailibil prin faptul că este locțiitorul lui Iisus Hristos pe pământ și în protestantism fiecare om e papă. În protestantism, tot nu există. Toate, orice interpretare este valabilă. Nu există interpretarea unică a Scripturii. Ei, în ortodoxie, și de asta zice, nu cu binecuvântarea patriarhului sau nu cu binecuvântarea, nu știu, cu binecuvântarea Sfântului Sinod apare această scriere. Pentru că numai biserica îl cunoaște pe Iisus Hristos. Nu-l cunosc eu, popa cu tare, arhiereu cu tare, credinciosul cu tare. Numai biserica îl cunoaște pe Iisus Hristos pentru că biserica este trupul lui Iisus Hristos. Și Iisus Hristos este cap al bisericii, nu este cap al Scripturii. Este un citat în Scriptură și chiar cu asta chiar am încheiat, care spune așa, băi, voi cerceta, și toată lumea înțelege, sau mulți oameni înțeleg greșit citatul ăsta, că zice așa, voi cercetați Scripturile, crezând că în ele aveți viață, dar ele sunt cele care mărturisesc despre mine.
Fariseii cu Scriptura în mână l-au ucis pe Iisus Hristos. Trebuie să fim foarte atenți la ceea ce înțelegi. Nu lupta împotriva Scripturii sau necitirea Scripturii, cum se făcea în catolicism, când nimeni nu avea voie să citească Scriptura. Nu, ci înțelegerea Scripturii în biserică. Biserica este singura care nu poate greși. Eu pot greși ca preot, ăla poate greși ca arhiereu, tu poți greși ca și credincios. Biserica nu are cum greși. Când o greșit biserica, atunci ea a căzut în erezie. Aia este singura cădere a bisericii. Dumnezeu Părinte, să ne lumineze! cu rugămintea dumneavoastră, dacă mai puteți sta un minuțel, aș vrea să citesc două pasaje biblice apropo Da. de cultele acestea neoprotestante care ne tot întreabă, dar de ce e ortodoxia dreapta credință? În primul și în primul rând, pentru că ortodox sau ortodoxa din grecească înseamnă dreaptă credință, adică dreaptă închinare. Și pe Dreaptă închinare. scurt, o să vă citesc de la 1 Timotei, capitolul 3, versetele 15 și 16, vi le puteți nota și voi cei de alte confesiuni care ne urmăriți, ca să știi dacă zăbovesc, cum trebuie să petreci în casa lui Dumnezeu, care este, atenție mare, Biserica Dumnezeului Celui Viu, stâlp și temelia adevărului. Și cu adevărat, mare este taina dreptei credințe. Dumnezeu s-a arătat în trup, s-a îndreptat în duhul, a fost văzut de îngeri, s-a propovăduit între neamuri, a fost crezut în lume, s-a înălțat pentru slavă. Iar următorul citat pe care vreau să-l citesc este tot de la 1 Timotei, capitolul 4, versetele 7 și 8. Iar de basmele cele lumești și băbești, ferește-te și deprinde-te cu dreapta credință. Căci deprinderea trupească la puțin folosește, iar dreapta credință spre toate este de folos, având făgăduința vieții de acum și a celei ce va să fie. Cu citatele Amin. acestea, amin, cu citatele acestea două le-am dat și fundament scripturistic, așa cum ne cer de fiecare dată cultele neoprotestante, pentru dreapta credință care este ortodoxia. Și nu uitați, Bibliile sinodale le găsiți în toate bisericile și mănăstirile din țară și de peste hotare, dar totodată le puteți comanda și online de pe toate site-urile ortodoxe, Doxologia sau de pe site-ul Patriarhiei Române. Părinte, vă mulțumesc încă o dată pentru prezență. Dragilor, emisiunea din seara asta va fi și mâine postată pe canalul de YouTube Calea spre Mântuire. Vă invit să mergeți și acolo și să apăsați clopoțelul pentru notificări. Iar noi ne vedem în fiecare seară, de luni până duminică, live pe canalul de YouTube, deci pe YouTube, nu pe TikTok, Calea spre Mântuire. Totodată, începând de mâine, de săptămâna viitoare, începem o serie de emisiuni și cu psihoterapeuți pentru probleme de ordin psihiatric, sufletesc și emoțional. Vă mulțumesc tare mult, Părinte Sărut Dreapta, Hristos a înviat și mulțumesc Doamne pentru ajută, prezență. adevărat a înviat și păstrați apropierea de biserică, pentru că asta ne duce până la picioarele lui Iisus Hristos și până la împărăția cerurilor. Amin. Să rămână mult. Este timpul să ne unim în credință, iertare și iubire. Este timpul ca și Ortodoxia românească să aibă o voce pregnantă și importantă. Este timpul să mergem împreună pe cea mai sigură cale, calea spre mântuire.